Și sigur că noi ne propunem, în primul rând, o Românie educată și trebuie să avem grijă ce trebuie să facem din punct de vedere al educației. Pe de altă parte, ne interesează să răspundem unor nevoi clare pieței forței de muncă și legate de dezvoltarea României. Și atunci mi-a plăcut foarte mult și ideea de Românie meseriașă, deci trebuie să investim foarte mult în zona aceasta de skills-uri.